găsit, doamnelor și domnilor, dragii cititori ai detectivului de presă Șoc. Seiniul a avut mereu învățământ de calitate. Seiniul a avut mereu profesori foarte buni. Seiniul a dat elevi excepționali. Îmi aduc aminte că am terminat aici și liceul și școala post-liceală. Eram 3 pe un loc la liceu. Veneau cei mai buni elevi din întreg județul. În timp, baza materială s-a degradat, învățământul a cunoscut o cădere, așa cum s-a întâmplat la nivel național, de fapt. În ultimii ani însă, totul a renăscut, totul a reînviat, pentru că Seinul are un gospodar și este pe mâna unei doamne. Bine v-am găsit la Sein, doamna primar! Bine ați revenit la Sein, domnule Adiroso. N-aș fi plecat dacă arăta așa Seinul în urmă cu 20 și aproape 5 de ani. Vă invităm să reveniți, pentru că acum învățământul seinian a fost reorganizat în anul 2014, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, a fost într-un declin și în anul 2014 am început să reorganizăm învățământul seinian pe grupe de vârstă. Învățământul a fost o prioritate întotdeauna pentru mine, pentru că și eu am terminat liceul la Sein și întotdeauna am avut așa o aplecare mai mare spre învățământ, pentru că dacă un primar a unei localități nu se îngrijește de învățământ și de sănătate, înseamnă că trăim într-o societate care este bolnavă și needucată. Așa că una dintre prioritățile mele a fost învățământul seinian. Ce s-a întâmplat practic? Cum s-a reorganizat? Aici era școala numărul 2, ziceam noi. Da, așa este. În urmă cu câțiva ani, la Sein era organizat învățământul sub forma a 3 personalități juridice, respectiv școala 1, școala 2 și liceul tehnologic al Siuberinde. Această organizare a fost, aș spune eu, puțin mai anevoioasă, pentru că copiii erau împărțiți între unități administrative și școlare, care nu funcționau foarte bine, deoarece era foarte greu să ai două clase de a 5-a la școala numărul 1, încă o clasă de a 5-a la școala numărul 2, pentru că era o împărțire a elevilor cei mai buni și cei mai puțin buni. Și astfel, prin unificarea lor, avem aceeași grupă de vârstă într-o unitate școlară și copiii pot să intre în competiții reale, care din aceea se pot pregăti mult mai bine, pentru că se adresează aceluiași grup de vârstă, de copii, și totul merge acum foarte bine la SEI. Ca dovadă, avem rezultate foarte bune. De altminte, așa cum ați spus, în trecut, era școala noastră seiniană, era deosebit de atractivă pentru tot județul Maramureș, de aceea nici nu am dorit să modificăm specializarea acestui liceu și l-am lăsat să rămână liceu agricol, pentru că este singurul din județul Maramureș. Și eu am fost absolventa acestui liceu și în 1983 am luat locul întâi pe țară la chimie, la sesiunea de comunicări și referate științifice. Așa că liceul nostru a dat foarte mulți oameni de valoare. De la liceul nostru avem foarte mulți ingineri, foarte mulți doctori, foarte mulți medici veterinari, foarte mulți specialiști în agricultură și asta și dorim să rămână liceul nostru, pentru că agricultura este maica neamului omenesc care ne hrănește pe toți și avem mare nevoie de agricultură. Concret, haideți să vedem ce este aici, pe urmă mergem la toate cele 3 unități de care vorbea doamna primar. Da, ne găsim chiar în curtea unui centru de zi pentru copii. Să știți că suntem singurul oraș din Maramureș care are centru de zi pentru copii, care funcționează ca și o creșă, unde avem copii înscriși între 0 și 3 ani. Să știți că de când avem acest centru a crescut în Sein natalitatea și aceasta a fost și una dintre dorințele noastre, pentru că vedeți că mamele sunt foarte ocupate, ele trebuie să revină în activitatea lor profesională și le este foarte greu dacă nu au astfel de unitate care să aibă grijă de copiii lor. Bun, să vedem ce este în amdru. Haideți, doamnă primar. Copiii noștri se joacă și fac alte activități educative la centru de zi pentru copii, unde noi oferim 3 servicii sociale, adică o masă caldă, un duș și, bineînțeles, somnul de amiază. Centru este dotat cu un cabinet de logopedie, cu un cabinet medical și cu un izolator. Aici copiii care au probleme
în perioada în care sunt la centru de zi pentru copii, sunt izolați, urmează ca apoi să fie anunțați părinții și ei să meargă acasă sau la medic. Ne aflăm în sala de odihnă. Aici copiii își au somnul de la miază. Fiecare are pătuțul lui, fiecare are numele pe pătuț. Aceste lenjerii sunt igienizate fiecare zi, fiecare are aici inclusiv pijamaua și inclusiv hainele de schimb și bineînțeles prosoapele. Pentru că așa cum v-am spus, copiii au parte aici în fiecare zi și de un duș. Prin instrumentul financiar european și să știți că a fost într-o stare avansată de degradare și astăzi uite că este redată circuitului, copiii noștri au unde să crească frumos și sănătos. N-am crezut că o să văd Salină într-o școală la SEI. Da, așa este. Ne aflăm în sala de haloterapie, o sală făcută de către Clubul Rotary Baia Mare și care ne ajută foarte mult, pentru că aici, la Sein, copiii se joacă și în același timp ei stau în sala de sare. Bravo, felicitări! Iată lucruri unice în continuare într-o școală la Sein. De grădiniță program prelungit, care au fost reabilitate, atât clădirea cât și grupele. Mobilierul este un mobilier nou, aici avem pătuțurile, pentru că aici copiii mănâncă și dorm. De asemenea, o să mergem imediat să vă arăt și blocul alimentar, care a fost în întregime finanțat de către primărie și clădirea reabilitată, astfel încât copiii, cei care sunt la centru de zi pentru copii și cei de aici din grădiniță, să poată beneficia de o masă caldă făcută aici. Și a centrului de zi pentru copii, deoarece acești copii aveau nevoie de o masă caldă care era servită de ginte catering. Și atunci primăria orașului Sinia a considerat că trebuie să avem un bloc alimentar propriu care să deservească și să servească masa celor copiilor care sunt aici, atât cei cu programul prelungit, cât și cei de la centrul de zi pentru copii. Avem o bucătărie astăzi modernă care ne asigură masa caldă. Sunt în clasele 1-4, pentru că în partea cealaltă de clădire, corpul B, învață doar cei care sunt în clasa 0. Acum primăria orașului Sein este în proces de achiziție a 14 videoproiectoare, cu care vom aștepta copiii la începutul anului școlar, 10 pentru această clădire și respectiv copiii din clasele 0, 4 de la secția română și 4 pentru copiii de la secția maghiară. Îl avem lângă noi pe domnul director Pop Mihai, care o să vă dea anumite detalii despre procesul educațional și despre ce se întâmplă aici la Sein
între la clasa 0 și clasa 4. Bună ziua, bine ați venit în școala noastră. Suntem, așa cum spunea doamna primar, în școala primară, numărul 1 Sein. Aici, în acest corp de clădire, avem învățământul 1-4, un corp B adaptat nevoilor pentru copiii din clasa pregătitoare. Avem încă 3 săli de clasă pentru clasa pregătitoare. Curtea școlii, ați văzut-o, este un proiect al primăriei, al doamnei primar. În 2018 am reușit să finalizăm și să schimbăm curtea pe care te jucai și tu când erai în această școală. Am reușit să eliminăm să eliminăm praful și să asigurăm protecția pentru copii. Avem, cum ai și văzut în curte, o zonă delimitată pentru transportul școlar. Copiii urcă în microbuse în condiții de maximă siguranță. Urmează să începem demersurile pentru a reabilita acest corp de clădire. Doamna primar, așa cum am discutat, va trebui să gândim un proiect nou pentru a împrospăta această clădire care n-a mai fost de 15 ani reabilitată. Da, așa este. O să căutăm fonduri europene prin care să facem proiect de campus școlar, în care va intra și corpul de clădire de la liceu, care nu este reabilitat și izolat termic, și va intra și această clădire. Dragii mei, că sala de sport nu a mai fost reabilitată de 30 de ani. Arăta destul de jalnic, pentru că era un parchet care era bătut cu buie, cu ele intrau în adina și copiilor și copiii nu au avut unde să facă sport așa cum trebuie în anul 2020. Așa că astăzi o sală de sport complet reabilitată. Am reabilitat inclusiv instalația electrică, cea termică, și astăzi copiii se pot bucura de această sală de sport. De asemenea, în curtea acestui liceu avem și un teren sintetic, un teren în care copiii pot să facă sport atunci când zilele sunt însorite sau când ei doresc să facă sport în aer liber. Aveam o singură mașină care făcea transportul elevilor. Astăzi avem 5 mașini. 4 le vedeți aici și una se află în reparație capitală, astfel ca atunci când va începe școala să fie pregătită pentru a ne transporta în siguranță elevii. Dacă în 2012, când am ajuns prima în orașului Sein, internatul era închis, adică nu mai exista internat aici la Sein, astăzi există 8 camere de internat, fiecare cameră având baie proprie. De 2 ani, copiii care termină profilul agricol în acest liceu beneficiază și de școală de șoferi gratuită. Deci după ce își termină liceul, obțin și permisul de conducere de categorie B. Ne aflăm în laboratorul de circulație rutieră. Aici copiii își fac pregătirea practică învățând regulile de circulație. Am achiziționat recent 20 de laptopuri pentru a fi utilizate în acest laborator, iar dacă situația ne va cere, vor fi folosite pentru școala online.
didactică a liceului nostru. Aici elevii de la învățământul agricol își fac practică agricolă, aici învață tainele meseriei împreună cu colegul meu, directorul ajung Constantia Dan, care este sufletul acestei activități. Dan, te rog să... Deci aici elevii noștri pot să vadă toate speciile, toate tehnologiile de cultură și pot să ajungă în finalul terminării școlii să-și facă propria lor fermă din care să rezulte producții bune, da, și de calitate. Eu numesc această fermă didactică a școlii ca baza în obținerea premiilor la olimpiade, deoarece în fiecare an la aceste olimpiade, la proba practică, elevii noștri încă n-au primit ceva să nu fi văzută în școală. Motiv pentru care, sigur că încercăm să o menținem și să fim pentru seineni printre primii producători pe piață. Motiv pentru care și în acest an, colegii, împreună cu colegii mei, vedeți, întreținem această bază de practică, toate că fiind pandemie, elevii de data asta nu ne pot ajuta, dar ei desfășoară aici activitatea normal, iar cei de la secția economică, împreună cu domnul director, în centrul orașului, pot să facă desfacerea produselor, preluând produsele de aici și vânzându-se spre populație. Se face deja acest lucru? Da. Deci, da, în pandemie, acum vânzarea produselor de aici, din baza de practică, se face, de fapt, de aici, de unul dintre noi, care suntem de serviciu în săptămâna respectivă, în zilele de luni, miercuri și vineri. Asta înseamnă că se fac și niște bănuți, nu? Dacă da, tot învățăm, da, lucrăm... Da, da. Avem deprinderi. Deci, la inițiativa colegului meu, al domnului director Pop Mihai, am reușit să îi învățăm pe copii nu numai să învețe, ci și cum să facă bani pentru a fi rentabil și a putea trăi în viitor. Școala Seineană își propune, ca finalitate, un absolvent educat și instruit, capabil de inserție profesională și socială rapidă. Un absolvent cu o mare putere de adaptare, flexibil la schimbările impuse de o societate dinamică. Noi ne dorim un absolvent care să aibă cunoștințe și abilități pentru a face o agricultură performantă la standarde europene.